Onorați și dragi colegi, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Institutul Oncologic și să vă doresc la tot sănătate, la tot colectivul. Este zi semnificativă astăzi, dar până atunci trebuie să spunem următorul lucru. Dar fiind faptul că ședința noastră are loc în condițiile specifice epidemiologice, vă rog foarte frumos, ca președinte acestui for astăzi, ca toți să respectăm regulamentul și cerințele Comisiei Extraordinare pentru Sănătatea Publică și ca medici și ca membri ai Consiliului Științei. Astăzi e zi semnificativă pentru Universitatea noastră. Nicolae Tistimițanu, Institutul de Stat de Medicină și Farmacie. Dumneavoastră știți cu toții că s-au împlinit astăzi, pe data de 20 octombrie, 75 de ani la fondarea Institutului de Medicină din Chișinău și succesoare, deci succesora universității noastre, în numele lui Nicolae Tistimițanu. Noi, toți care suntem aici, suntem absolvenți al universității, dorim la tot colectivul universității ani fericiți și buni și plânzi, cu anii întreagă și păstrăm. Deci acest imaj al universității, acest rating între universitățile europene și în lume, în pregătirea cadrelor specializare. La motivul întâlnirii noastre de astăzi este deci, ordinul Agenției Naționale pentru Atestare în Știință și Educație, ANACECUL, cum noi spunem, cu privire la susținerea tezei de doctor în știință medicală a domnului Ureche Virgiliu, cu denumirea radioterapie cancerului de col uterin local avansat în Republica Moldova, rezultate clinice la specialitate 321.20 oncologie și radioterapie. Deci, prin ordinul respectiv a ANACECUL-ului au fost desemnat, deci componența Consiliului Științific, specializat după cum urmează. Ectodi Victor, președinte, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător, cu Dima Alexandru, secretar științific, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, Mireuț Ion, membru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Bogdan Scăinina, membru, doctor habilitat în medicină, conferențiar cercetător, Zabunov Alexandru, membru, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător. Deci, având în vedere imposibilitatea de a exercita atribuțiile de președinte a Consiliului Științific Specializat de 321.20, deci 29, în cadrul Institutului, deci Instituției Medico-Sanitare Publice și Institutul Oncologic, prin decizia ANACEC numărul 1 din 31 iulie, deci a fost desemnată această componență, dat fiind faptul că domnul președinte, domnul doctor în știință, abilitat în știință medicale, conferențiar cercetător Victor Ectodi, nu își poate exercita funcția din diferite motive de sănătate. Deci am fost numit eu, Mireuț Ion, președinte astăzi acestei ședințe, care noi trebuie să o ducem la capăt și vreau să vă spun următorul lucru. Deci, domnul Virgiliu este pregătit. Îl rog pe domnul Alexandru, domnul profesor, doctor în știință, doctor habilitat, ca să deci, prezinte informația despre dosarul pretendentului, deci a doctorandului. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi, onorată asistență. Domnule președinte, membri ai Consiliului Specializat, stimați colegi, prin să vă aduc la cunoștință datele din dosarul personal a domnului dr. Virgil Ureche. Virgil Ureche este născut la 16 mai 1982, orașul Bălți, Republica Moldova. Perioada 1998-2004 a efectuat studii la Universitatea Nicolae Tistimițanu, Chișinău, Republica Moldova, Facultatea Medicină Generală. Perioada 2004-2008 studii prin rezidențiat la Universitatea Nicolae Tistimițanu Chișinău, la disciplina oncologie în cadrul catedrei de hematologie, oncologie și radioterapie, actualmente catedra de oncologie.
Perioada 2006-2011, studii la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, obținând titlul de licențiat în drept. Perioada 2014-2018, studii prin doctorat, frecvență redusă, în laboratorul științific, diagnostic, management al tumorii, în cadrul Institutului Oncologic. Perioada 2016-2018, studii la Școala de Management Sănătate Publică, obținând titlul de Master în Management Sănătății Publice. Perioada 2012-2019, activat prin Comul, în calitate de cercetător științific, în laboratorul diagnostic și management al laboratorului organelor reproductive. Din 2010 este angajat al Institutului Oncologic, secția radioginecologiei, în calitate de medic ordinator, oncolog radiolog. Din 2013 a obținut categorie de calificare. În 2016 a fost avansată calitatea de șef secției care a existit până în prezent. Aptitudini și competențe personale. Limba maternă este română. Totodată cunoaștem bine pe următoarele rusă, engleză, franceză. Este membru Asociației Oncologilor din Republica Moldova. A participat la diferite stagii de perfecționare în domeniu, atât la nivel național cât și internațional, Grecia, Federația Rusă, România. Publicații. Rezultatele cercetărilor la tema științifică au fost expuse în 15 lucrări științifice publicate, dintre care 13 în reviste naționale recenzate și 2 în reviste internaționale recenzate. Are obținute 3 brevete de invenții în calitate de autor și co-autor. În dosar sunt prezente toate actele necesare conform cerințelor regulamentului de funcționare a Consiliului Științific Specializat și de conferire a titlului științifice și științifico-didactice ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, conform anexei 3, cu regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlului științifice și științifico-didactice. Astfel, în lista materialelor depuse în cadrul Consiliului Științific Specializat se regăsesc. Decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și susținerea publică a tezei de doctorat numărul 1 din 31 iulie 20. Teza având foaie de titlu conform anexei 23 și autoreferat la moment coperta conform anexei 24. Hotărârea seminarului de profil din 7 noiembrie 2019, proces verbal numărul 1, la care sunt anexate lista de prezență a membrilor seminarului de profil, formularea evaluării conform seminarului științific de profil conform anexei 14, lista lucrărilor științifice la tema tezii semnate de autor și certificat de secretarul științific al instituției suplimentul publicațiilor la tema tezii de doctorat. Avizul pozitiv al laboratorului științific diagnostic management și tumori aparatului locomotor, seminarul unității primare unde a fost elaborată teza, plus secția oncologie radiologică numărul 4, proces verbal numărul 1, din 21 decembrie 2018. Avizul conducătorului științific la teza de doctorat, doctor habilitat în științe medicale, profesor cititor Victor Cernat, avizul consultantului științific la teza de doctorat, doctor habilitat în științe medicale, Olga Craveț, lista organizațiilor la care a fost expediat autoreferatul, inclusiv în dosar internul stabilit în data de 7 septembrie 2020, confirmate prin ștampila poștii, certificatul privind depunerea tezii la reședința Institutului Oncologic din 7 septembrie 2020, avizile pozitive a referenților la tema date, doctor habilitat, profesor universitar de la Catedra Management și Psihologie Nicolae Tristimițanu, Spinei Larisa, doctor habilitat și medicale, profesor universitar, Catedra Imagistic și Radiologie Universitatea Tristimițanu, Natalia Rotaru, doctor științe medicale, șef secției staționar de zi, Institutul Oncologic, Clipca Ivana, doctor științe medicale, conferințar universitar, Universitatea Tristimițanu, Popescu Constantin, doctor științe medicale, oncoginecolog, Institutul Oncologic, Tripac Irina. Toate actele sunt întocmite și prezentate în conformitate cu prevederile în vigoare, corespund actelor normative ANC și ce permit susținerea publică a tezei doctor științe medicale în Consiliul Științific Specializat de 321-20-29 a domnului Virgil Urechi. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor, domnul secretar. Eu cred că aveți întrebări la domnul secretar, pentru imaginea documentului expuse.
Cred că nu, da, vă mulțumesc. Stimați colegi, eu vreau să vă duc la cunoștință că astăzi la ședința Consiliului Științific pentru susținerea acestei științii este prezent doctorul profesorul nostru drag, președintele ANACEC-ului, domnul Andrei Chiciuc, care n-a venit cu un control, dar a venit ca să monitorizeze, să fac cunoștință cu serviciul nostru oncologic, cu expunerea unei teze, de altfel în radioterapie, pentru prima dată în istoria științei noastre oncologice. Deci, domnul, ca să vă vadă colegii, mulțumim foarte mult, vă mulțumim că ați venit și oferim cuvântul acum domnului Virgil Vechi pentru a prezenta rezultatele științifice ale tezii și îl rugăm frumos, dacă este posibilitatea, deci ca să vorbească până la 20 de minute. Vă rog. Bună ziua, stimați președinte, a Consiliului Științific Specializat, domnul secretar, Consiliul Științific Specializat, stimați membri, a Consiliului Științific Specializat, mulțumesc de prezența în sală a domnului președinte Andrei Chiciuc, profesor, președinte ANACEC, domnului Iurie Bulat, vicedirector în dezvoltarea oncologiei și președinte Consiliului Științific, medicii secției radioterapie și colegii din departamentul radioterapie. Mulțumesc pentru prezența în sală. Deci, înainte să-mi permiteți să prezint rezultatele cercetării, doresc să spun că în momentul iesc că este o cercetare transfrontalieră în care a participat Institutul Oncologic în comun cu specialiștii din Federația Rusă, numai concret din Centrul Oncologic Nicolae Buhin din orașul Moscova, cu consultarea doamnei doctor habilitat de științe medicale, doamnei Carol Slocă din orașul Moscova. Cancerul de uterin reprezintă o prioritate majoră de sănătate publică la nivel mondial, rămânând printre cele mai frecvente patologii oncologice ale organelor genitale feminine. După prognoze de Organizația Mondială de Sănătății, în anul 2020, lume vor fi înregistrate 470.000 de cazuri de cancer de uterin primar de pe stat, dintre care practic jumătate dintre aceste pacienți vor decida din cauza acestei melodii. În structura incidenței prin cancer ale organelor genitale feminine ocupă locul 2 în lume. Conform Cancer Registrul Național, în anul 2019 au fost depistate 376 de cazuri, după cum dumneavoastră vedeți, majoritatea din ele fiind deja în forme locale avansate. Ocupă locul 5 în structura incidenței cancerului populației de gen feminin și ocupă locul 2 în structura măldurilor oncogenicologice. Tratamentul de elecție cancerului de uterin local avansat reprezintă radioterapie asociată. Combinarea radioterapiei cu chimioterapie pentru cancerul de uterin local avansat a redus riscul mortalității și nivelul de recidivare a acestei melodii cu aproximativ 20-30%. Odată cu implementarea posibilității planificării și realizării radioterapiei externe după metodă comparațională în Institutul Oncologic în anul 2009, tratat a început să introducă noi metodologii de tratament în cont de tendințele și recomandările mondiale. În literatura națională sunt puține publicații privind rezultatele tratamentului radiant a pacientului cu cancer de uterin local avansat, utilizând metodele moderne de planificare și realizare terapiei externe în concomitență cu monochimioterapie. Această cercetare ne permite să evaluăm atât rezultatele imediate și la distanță a radioterapiei și radiochimioterapiei, cât și toxicitatea postradică, ce poate să contureze direcțiile și perspectivele dezvoltării în continuare ajutorul clinic pacientul cu cancer de uterin local avansat în Republica Moldova. Deci, pentru efectuarea studiului a fost propus următorul scop, evaluarea eficacității diferitor metode de tratament ale pacientului cu cancer de uterin local avansat pentru ameliorarea rezultatelor imediate și celor de distanță prin elaborarea unui algoritm optim de tratament. Pentru realizarea scopului a fost propus următoarele obiective. Evaluarea rezultatelor imediate ale tratamentului radiant asociat în comparație cu radioterapie pacientului cu cancer de uterin local avansat. Evaluarea rezultatelor la distanță ale tratamentului radiant asociat în comparație cu radiochimioterapie pacientului cu cancer de uterin local avansat. Analiza frecvenței și severității toxicității postradice acute și tardive ale pacientului cu cancer de uterin local avansat în loturile cu radioterapie asociată în comparație cu radiochimioterapie. Și elaborarea algoritmului tratament radiochimioterapic al pacientului cu cancer de uterin local avansat.
Noutatea științifică a cercetării este studiată în metodologie modernă de planificare și realizare a radioterapiei externe, utilizând tehnică conformațională de radiere, care a apărut doar în anul 2009, odată cu instalarea acceleratorului NEAR, în asociere cu radioterapie intracurulară, folosind sursa de radioterapie de doză înaltă de radiații, high dose rate, la pacienții cu cancer de cu uterie local avansat, cu prezentarea ulterioară a rezultatelor tratamentului radioterapie asociate și radioterapie și implementarea în practică Institutului Ecologiei din Republica Moldova a acestei metodologii moderne. A fost studiată supraviețuirea generală și recidivare în funcție de tratamentul aplicat, incidența și localizarea metastazării procesului oncologic, frecvența și severitatea toxicității post-radiații acute și cele tardive în urma tratamentului radiat. Pentru a întrebna eficacitatea acestor metode de tratament a pacientului cu cancer de uterin, s-a realizat un studiu clinic controlat cu următoarele metode de cercetare. Pentru calcularea numărului de pacienți, a fost aplicată formula pentru acest tip de studiu. Și, utilizând formula pentru studiu clinic, am obținut că fiecare lot trebuie să fie numai de sânge 63 de pacienți. Deci, lotul cercetare a fost constituit din 64 de pacienți cu cancer de uterin local avansat, la care a fost aplicată metoda de radioterapie cu utilizarea metodologiei moderne. Brachiterapia a fost asociată fiind de radioterapie externă. Și lotul de control a fost constituit din 68 de pacienți cu cancer de uterin local avansat, la care a fost aplicată metoda de radioterapie fără radiomodificator, brachiterapia a fost asociată cu parcursul fotonoterapiei. Deci, în slide-ul dat sunt prezentate criteriile de includere în studiu și în slide-ul dat sunt prezentate criteriile de excludere în studiu. Deci, toate pacientele au urmat pregătirea preradiantă pentru radioterapie externă. La etapa de simulare au fost aplicate marcajele pe corpul pacientului cu stabilirea punctului de referință. Etapa a doua, după simulare, deci după etapa de simulare, reprezintă tomografie computerizată, deci obținerea datelor prin tomografie computerizată a pelvisului și abdomenului. Deci în slide-ul dat este prezentat lanțul tehnologic, deci toate etapele care trebuie să urmeze pacienta de la simulare până la inițierea ședinței de radioterapie. Deci după cum vedeți, este etapa simulare, tomografie computerizată, apoi date se introduc sistemul de quantificare, se efectuează diminuirea volumelor țintă, se face dozimetrie ca la calculele dozilor și apoi, după evaluarea planului tratament, se inițiază ședința de radioterapie. Deci, delinierea volumelor țintă și organelor de risc a fost făcută conform recomandărilor raportului ICR numărul 50 și, în rezultatul delinierii volumului țintă, am obținut volumul clinic planificat, deci volumul care acesta fi radiat. În rezultatul dozimetriei, obțineam planul tratament cu toate datele necesare, deci în slide-ul noastră vedeți partea anterioară și partea posterioară a planului tratament, în care sunt stipulate absolut toate datele, deci pacienta, doza pe fracție, doza totală de TV, doza medie, doza minimum, numărul de câmpuri din care se fie radiată pacienta, deci și alte date necesare. Softul utilizat ne permite să facem reconstrucție tridimensională a planului tratament și din partea dreapta dumneavoastră este histogramă doz-volum prin care noi avem posibilitatea să evoluăm calitatea planului tratament. Pentru radioterapie externă, în ambele loturi a fost utilizat acceleratorul NEAR. Deci din partea dumneavoastră vedeți acceleratorul NEAR are colimator multilevelar, este un sistem de dobri care ne permite conformaționalitatea radioterapiei externe. Metoda de radiere în ambele loturi a fost metoda BOX, deci din engleză metoda BOX, de patru câmpuri, anterior-posterior, posterior-anterior, două câmpuri laterale. Radioterapia intracavitară a fost aplicată ca a doua etapă tratament, sursa naturală, cu sursa radioactivă, iridium-192. Aplicatoarele utilizate pentru brachiterapie sau pentru terapie intracavitară sunt prezente pe slide. Cel mai des aplicator utilizat a fost primul pe slide, parte din mire de sistemul Manchester, format de sistemul central și neurobus. După aplicarea endostatului, se exista radiografia în plan frontal, ce ne permitea vizualizarea aplicatorului. În urma simulării, cu imaginea radiografică primită, se calcula în centimetri numărul surselor de radiere amplasate în canal cervical și uter, distanța dintre ovoiz și endostatul central și poziția ovoizilor față de endostatul central. Cu ajutorul sistemului de planificare Abacus,
se specifica doza pe punctul de referință. Deci, cum voastră vedeți, este punctul A și punctul B, deci în desigurul de dreapta dumneavoastră. Și rezultatul planificării dozimetriei se obținea distribuția dozei în plan frontal și în urma aprobării planului de tratament de către medicul oncolog, cardiolog și fizician medical, se iniția și în sensul terapeutic. Deci, metodele de tratament. Prima etapă a tratamentului. În lotul de cercetare, iar ieri externă pe TV se efectua până la dos totală 46-50 de grade, deci conform recomandărilor internaționale. La finisarea radioterapiei externe se asocia a doua etapă a tratamentului, brahiterapie. Pe parcursul radioterapiei externe, o dată pe săptămână, se facea administrare intravenoasă, deci spotină, în doză de 40 mg pe metru pătrat, până la 5 infuzii. În stadiu dat este prezentă distribuția izodozei pentru lotul cercetare, deci în 3 secțiuni, transversală, frontală și sagitală. În lotul de control, ierghierea PTV se efectua cu un dos total 20-30 de grade, deci la etapa efectuării cercetării după această metodologie generală stăpată pacientului cu cancer de cu uterină, sexe, rar, ginecologie, ulterior se efectua ecarnare centrală, deci pentru păstrarea organelor de risc a vezicii urinare și a rectului, cu excluderea lor din zona de ierghiere, cu ierghierea punctului B cu un dos total 40-46 de grade din două câmpuri. A doua etapă a tratamentului se asocia pe parcurs fotonoterapiei, adică radioterapiei externe. Deci, în spate dat, dumneavoastră vedeți distribuția izodozii pentru lotul de control, deci cu ecranarea centrală foarte bine se vede pe primii două slide-uri. A doua etapă a tratamentului. Radioterapia intracavitară sau brahiterapia era asociată la sfârșitul sau în timpul fotonoterapiei, fracționarea dozei totale în timp fiind diferită în lotul de cercetare. Răspunsul tratamentului era evaluat prin examinare ginecologică în valve și limonoală, cu poparele embrionilor rifaci inghinale și supracalculare, în baza rezultatului ultrasonografic a organelor domeniului șpiolțului, rezultatul citologic și oncistate, rezultatul morfologic. Rentgenografie epitelitorală se efectua anual sau la suspecție progresării maladiei în regiune interesată. Scintigrafia osoasă se efectua la suspecție metastazării masă. În cercetare a fost efectuată evaluarea comparativă a eficacității a două tipuri de radioterapie asociată a pacientului cancer de cu uterin local avansat, stadiul 2B. Materialul cercetării a servit analiză și prezentarea datelor a 152 de pacienți cu cancer de cu uterin local avansat, tratat în secția radioginecologie în perioada anilor 2012-2015. De celelalte loturi se observă o predominare a pacienților cu vârstă tânără, majoritatea fiind până la 50 de ani. Contingentul principal a pacienților inclus în studiu a fost diagnosticat cu stadiul 3B, deci în ambele loturi, fără diferență semnificativ statistică. Acest lucru îl observăm și conform clasificării FIGO, majoritatea fiind cu stadiul 3B. Analiza laturi preferind forma de creștere a procesului tumoral, arătat că în ambele loturi a predominat forma indufită și mixă de creștere, tot fără diferență semnificativ statistică între loturi. În majoritatea cazurilor, răspândirea procesului tumoral în spațiile parametrale a fost bilaterală. Deci, reieșind din analiza datelor expuse mai sus, am obținut că majoritatea pacientilor incluse în cercetare din ambele loturi au fost cu stadiul 3B, cu formă endofită și mixă de creștere și cu răspândirea procesului bilateral în spațiile parametrale, ceea ce reprezintă deja un factor de prognostic nefavorabil. În majoritatea cazurilor a predominat carcinomul pavimentos keratinizat în ambele loturi. Analizând simptomele care au subit catemiei adresarea pacientilor cu această patologie medic, am constatat că cel mai frecvent simptomele au fost sindromul balgic în regiunea inferioară a abdomenului și eliminările patologice diferite de etiologie. Dozele totale absorbite în punctele de referință pe loturi au fost fără diferență semnificativă statistică. La finalizarea tratamentului radiant am constatat că la 67 de pacienți din 74, adică 90% din pacienții din lotul de cercetare, am obținut regres total de focar primar în comparație cu 65 de pacienți sau 83 de pacienți din lotul de control, fără diferență semnificativ statistică. Dar dacă analizăm regresul din spațiile parametrale, am constatat că la pacienții din lotul cercetare am obținut regres total în 100% de cazuri, deci acest fapt este datorat
Administrării dozei totale de la terapie externă până la 52 și, sigur, administrarea citostaticului prin parcurs de la terapie externă. Rezultatele imediate a tratamentului la realizarea radioterapiei se efectuează la 3 luni după finisarea radioterapiei. Deci, analizând datele, rezultatul imediat, deci am obținut că în 100% de cazuri, la 3 luni după finisarea tratamentului, am obținut regres total în focarul primar, în coluterie și spasă parametrale în lotul cercetare, în comparație cu 92% sau 72% din focarul primar din lotul de control și la 85% sau 69% în lotul de control. Deci, dumneavoastră vedeți, dumneavoastră văzut care este diferența. Deci, mediana de supraveghere a acestor paciente constituie 36 de luni. Supraviețuirea generală a fost mai înaltă în lotul cercetare față de lotul de control, dar fără diferență semnificativ statistică. În principiu, ce nu contrazice datele literaturii de specialitate privind tratamentul pacientului cancer de colon local avansat. Analizând datele supraviețuirii generale pe stadii, am constatat că indicatorii cei mai scăzuți de supraviețuire generală au fost pacienții cu stadiul 3B, deci în ambele loturi, atât cea de cercetare cât și cea de control. Progresarea locală a maladiei în primul interval de monitorizare, de la 3 până la 6 luni, a fost constatat doar în lotul de control, înregistrat în doar lotul de control, și tot în lotul de control a fost consemnată recidivarea maladiei în al doilea interval de monitorizare, deci în spasele parametrale. Deci observăm că pentru lotul cercetare nu a fost înregistrat nici progresarea, nici recidivarea maladiei în primul două interval de monitorizare. Supraviețuirea fără recidivare a fost semnificativ mai înaltă ca lotul cercetare față de lotul de control. Analizând datele privind recidivarea maladiei, am constatat că în ambele loturi, deci pe primul loc au fost spasele parametrale, urmate de vagin și apoi de coluterii. Analizând dinamica apariției metastazilor pe loturi, am consemnat o incidență mai crescută în lotul de control față de lotul cercetare. Deci metastazarea deja a fost înregistrată în primul interval de monitorizare. A fost analizată localizarea metastazelor, deci primele două poziții de ocupă ganglionii limfatici și apelusului și ganglionii limfatici și paraurotale. Și deci, dacă comparăm datele, deci am consemnat că metastaze și recidive, în general, apar în primul, cel mai frecvent apar în primele 24 de luni de la finisarea tratamentului radiant, tot ce nu contrazice datele de specialitate. Deci a fost analizată frecvența apariției simultane a metastazelor și a recidivelor, deci în 4 cazuri, deci pe primul slide, în 4 cazuri în lotul cercetare și în 6 cazuri în lotul de control, fără de semne diferență de efectiv statistică. Tratamentul radiant la ambele loturi a fost total satisfăcător. Pentru a evalua obiectiv eficacitatea terapeutică în totul tratament, a fost analizată toxicitatea post-radică acută și tardivă, din partea sistemului urinar, tractul gastrointestinal inferior, mucoasa vaginului și indicatorul sângelui periferic. Diferența nesemnificativ statistică a fost înregistrată din partea vizuicii urinare, deci cel mai multe cazuri au fost toxicitate de gradul 1. Totuși a fost înregistrat un caz de toxicitate severă, deci în lotul de cercetare cu administrare citostatic, deci după 3 luni de la finisarea tratamentului. Acești tendințe a fenomenului s-au consumat și prin toxicitatea acută din partea tractului gastrointestinal, număr mai mare de toxicitate a fost tot de gradul 1 în ambele loturi. Din partea mucoasei vaginului, cele mai multe cazuri registrate au fost tot de gradul 1 și s-au registrat mai mult în loturi de control, din cauza a unui număr mai mare de fracții între terapie intracavitară. Diferența semnificativ statistică a fost înregistrată din partea leucocitilor, deci toxicitatea a fost incidența toxicității a fost mai înaltă în lotul cercetare, față de lotul control, de semne din cauza administrării de cisostatic pe parcursul radioterapiei externe. Acești tendințe se păstrează și privind nivelul hemoglobinei, deci toxicitatea post-radică, deci a fost înregistrată mai des, deci în lotul cercetare, față de lotul control și frecvența a fost de gradul 1 și de gradul 2.
Fără diferență semnificativ statistic, a fost registrat toxicitatea obstructivă acută din partea trombocitilor și din partea eritrofililor. Eficacitatea tratamentului radiat depinde direct în mare parte de frecvența apariției și gradul toxicității obstructive și tromboze. Diferența semnificativ statistică între loturi nu s-a registrat nici din partea limbosanagingului, nici din partea vizicii urinare, nici din partea rectului, păstrând acești tendințe și am obiect cazuri prost digitale, întâi pentru organe digestive. Rezultatul cercetării noastre a fost elaborat un algoritm de radiochimioterapie. A fost formulat concluzii generale și modele practice. Algoritmul de radiochimioterapie pentru pacienții de cancer de uterin local avansat a fost elaborat reșind de capacitatea tehnică a Institutului Oncologic și metodele de planificare și realizare a radioterapiei externe și intracranială. Deci acest algoritm a fost discutat la ședința Consiliului Comitetului din 22 iulie anul 2019 și ulterior a fost propus pre introducerea protocolului clinic național 142 prin cancer cervical. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumesc frumos, domnule doctorand. Stimați colegi, deschidem etapa sau urmă întrebărilor și răspunsurilor din partea deci, pretendentului. Vă rog foarte frumos, deci cine are întrebări? Deci până dumneavoastră vă gândiți, evident trebuie să dialogăm puțin. Deci, domnule, dumneavoastră a spus că complicațiile cancerului de colon uterin local avansat. Avansarea, deci după structură, deci vizica, urinară, da? Așa, rectul, ureterul, spațiu. Iată așa, după structură, în procent, ca să înțelegem noi, cel mai mult, deci avansare, în care organ are loc? Vă mulțumesc de întrebare, domnule președinte. Deci, vizica urinară și rectul sunt considerate organe de risc în erodierea pacientului. Deci, avansarea cel mai des a cancerului de colon uterin local apăsat se face în ganglioni limfatici pelvini și paraurali, deci cum au fost analizate datele și prezentate. Toxicitatea postradică cel mai des apare din partea vizicii urinare și din partea rectului, iar ce sunt structuri adiacente a colului uterin. Deci, a zonei care este erodiată. Iată, dumneavoastră mi-a spus, mulțumim, în răspuns mi-a spus că radioterapia, deci extern, radioterapie intracavitară și evident asocierea, combinația mai bine zis, a tratamentului cu, deci, polichimioterapie. Deci, dumneavoastră, combinația aceasta dintre radioterapie externă și a intracavitară, după date literaturi, sau după în practică dumneavoastră vă date, a să indicați sau nu? Este posibil așa ceva sau nu? Combinarea radioterapiei externe cu polichimioterapie? Da. Nu. Deci, intracavitară cu cea externă. Domnule profesor, tratarea cancerului de colon uterin local avansat se face doar prin asocierea radioterapiei externe cu brachiterapie sau terapie intracavitară. Administrarea de cetostatic se face doar pe parcursul radioterapiei externe. Deci, metodologia modernă propusă în cazul radioterapiei externe, în caz că se efectuează radioterapie externă conformațională, deci ne recomandă să facem ca prima etapă radioterapie externă în concomitență cu monochimioterapie și apoi asocierea cu radioterapie. Care este doza deci, radioterapiei intracavitare și externe? Gata, 30. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră pregătiți întrebări, vă rog frumos. Da. Doza recomandată pentru stadiul 2B sau pentru tumoarea mai mică de 4 cm, de la ambele etape, de la radioterapie externă și radioterapie intracavitară, este de 80-85 grei. În caz că tumoarea inițială, focarul primar, este mai mare de 4 cm, doza recomandată în punctul A, în punctul de diferență, de la ambele etape, este 85-90 grei. Mulțumim. Întrebări, stimați colegi, vă rog frumos. Da. Întrebări cu răspuns de un profesor. Rectita postradică, radioterapie, noi făcând colonicul din cazul acestui sistemii, foarte prezent. În
Vă mulțumesc de întrebare, domnule doctor. Deci este o întrebare un pic mai specifică. Asta depinde de foarte mulți factori. În general, incidența și severitatea toxicității postradice depinde de mai mulți factori. De doza totală absorbită, de fracționarea dozei, de doza pe fracție, de metodele de radioterapie externă și de brachiterapie. Deci, la noi este oncologic, metoda de brachiterapie este convențională, deci simplă. Aplicarea metodelor ghidate de imagini a brachiterapiei ne permit să reducem incidența și severitatea toxicității atât din partea recului, cât și din partea vizicii urinare. Deci, în privința cât durează toxicitatea din partea recului, totul depinde de gradul toxicității, este gradul 3, 2 și 3, deci în cercetare este de la 0,5 clasificarea. Deci, de molodiri cronice, care pacientele are, de dieta care o respectă, în principiu este foarte complicat de spus care este durata medie a prezenței toxicității din partea organelor de risc, de partea terapiei. Sunteți satisfăcut? Dar noi suntem aici colegi, ne putem să discutăm. Rectitele postradiate, sau? Da. Proctitele postradiate și tratamentul lor. Noi am întâlnit foarte multe metode noi, fați colegi, acum de tratament cu uleiurile ozonate, deci în post-radioterapie, anume la localul genital. Deci vreau să spuneți că vreau să știți mai bine ca noi, dar stimați colegi, dați întrebări, pentru că noi avem aici monitorizare, la acest. Am eu două întrebări. Da, poftim. Domnul competitor, din ca chirurg, din ambele loturi de pacienți tratate cu cancer de col uterin, au fost vreuna operată, după tratamentul administrat de dumneavoastră, au ajuns până pe mâna chirurgului? Vă mulțumesc frumos de întrebare, domnule profesor. Deci, tratamentul chirurgical după radiochimioterapie definitivă sau radicală se indică la pacientele în caz, deci, în majoritatea recomandărilor mondiale, se indică, dar în cazul progresării sau recidivii de cancer de col uterin. Nici o pacientă, deci care a fost supravegheată timp de strați de luni, nu a fost operată. Din pacientele ambelor loturi care au avut complicații, n-au avut nevoie de asistență chirurgicală, sigmostomă, uretrostomă, vizica drenată, deci chirurgii paliative de asta, au avut sau n-au? Deci, cum a fost menționat în slide, privind toxicitatea postradică din partea vizicii urinare, s-a consemnat o toxicitate de gradul 3, adică hematurie, o pacientă din lotul cercetare care a fost tratată în concomitență cu monochimioterapie, unde a fost necesară consultația urologului cu, deci, cu ulterior ajutorul chirurgical de ajutor al acestor pacienți. Da. Deci, ce s-a scopit cu coagulare, deci, pentru, din partea vizicii urinare. În general, pacientele cu care au nevoie de ajutor din partea proctologilor, de obicei, mai des apar din cazul progresării bolii. Da, sunt și cazuri de toxicitate postradică, de severitate înaltă, dar mai des apar din cazul progresării bolii, deci nu ce spune. Mulțumesc! Da. Să are în vedere, deci, dumneavoastră, post-radioterapie. Deci, ulcerii, chiar câteodată, știți dumneavoastră, da, alte organe. De aceea, dacă nu au nouă, nu pot necesar ca să chirurgie, din punct de vedere a chirurgiei paliative, să intervină, asta e foarte bine. Dar locul cealaltă care e de control a fost așa ca. Doar a fost o intervenție a urologului în locul cercetarea. Deci, doza a fost un pic mai înaltă și a fost cu administrarea de chimie. Eu am scris întrebări, vă. Domnul profesor Rotar, da, eu am să am o întrebare mai, nu chiar specifică, dar tot și legat de tema dumneavoastră. De la început și până la sfârșit la prezentare, mi s-a făcut așa o impresie și o întrebare care, dacă puteți răspunde, cam îndelungată în perioada aceasta, dar totuși, de la depistare, programare, tratament și monitorizare, cam cât un pacient stadiul, nu bine, stadiul 3, ca așa cei mai mulți, ar fi material, au costat, pentru că ăsta este
un lucru enorm de mare, dacă cunoașteți așa date pentru un pacient, pentru că asta e clar, e pentru statul Republica Moldova. Și dacă puteți să răspundeți la altă întrebare care iese de aici, ce ar fi mai bine? Să facem profilaxie și cine să fie responsabil de lucrul acesta ca să ne ajungem în stadii sau chiar și la cancer de col uterin? Vă mulțumesc de întrebare, domnule profesor. Spuneți, vă rog, de prima întrebare. Da, computerul postra un tratament. Estimarea financiară. Da, e o estimare financiară, deci totul... Deci totul depinde de la ce aparat se efectuează radioterapia. De exemplu, o ședință la de radioterapie externă, la acceleratorul în ea, este de aproape 400 de lei, la aparatul de cobalt este 250. În general, în mediu, tratamentul de cancer pe cul uterin local avansat la noi, în Republica Moldova, utilizând metodele moderne de planificare și realizare tratamentului, se estimează până la 25.000 de lei, ceea ce este un preț foarte mic, foarte, foarte mic, comparând cu tratamentul, cu același tratament din alte țări. Este un preț foarte, foarte mic. Gratis, practic. Da, practic gratis. Când într-adevăr așa tratament pe stihotare costă 5-10 mii, fix același tratament. Fix același tratament. Deci, noi, domnului profesor, n-am analizat cât costă programarea pacientii, nu s-au analizat datele acestea, în perioada acumulării materialului primar. Deci, pacienta, a fost anii 2012-2015, pacienta care era diagnosticat cu cancer de col uterin local avansat, era imediat internat în secție. Imediat. Deci, noi am avut secția radioecologie atunci de capacitate de 64. Pacientul era imediat internat. Clar că acum pacientul se programează, pacientul nu se face și în patologia. Și răspuns la două întrebare, domnul profesor, sigur că profilaxie costă cum nu este decât tratamentul. După cât eu cunosc eu screening-ul pentru cancer de col uterin a fost implementat prin hotărâri de guvern în anul 2013-2014, dar cu părere de rău încă n-a dat rezultate scontate. Din cauza asta, și din cauza asta, noi avem până zăulează așa foarte multe cazuri de forme locale avansate. Mulțumim frumos, stimați colegi, mulțumim. Mai sunt întrebări? Deci, domnul profesor Bolac, mai domnule competitor, doar ca precizări, ca definiție, cancerul colului uterin local avansat, că se dată definiție. Da, da. Cancer de col uterin local avansat este cancer care iese din limitele uterului. Care iese din limitele uterului și nu-i metastazat în distanță. Eu cuprind de anume aceste trei stadii care dumneavoastră le-a semnat. Deci cancer de col uterin local avansat cuprinde stadii după clasificarea nouă, stadiul 1B3. Nu ați lucrat după clasificarea vechi. Păi eu mulțumesc de întrebare, domnul profesor, vreau să lămuresc. Noțiunea de cancer de col uterin cuprinde, după clasificare veche, de la stadiul 1-2 până la stadiul 4-1. Deoarece noi am avut foarte puțini pacienți cu cancer de col uterin în secție internate cu stadiul 1-2, majoritatea din ele fiind operate, și foarte puțini pacienți cu cancer de col uterin 4-1. Noi am luat în cercetare pacienți cu cancer de col uterin stadiul 2-1, iar 3-1, care în urmă a fost majoritatea. Deci noi am avut foarte multe pacienți cu anumite acest stadiul. Una, două, tot, mai mult precizare decât întrebare, pentru ca să ne fie clar la toți. Noutatea științifică a tezei dumneavoastră, în ce constă? Mulțumesc întrebare, domnul profesor. Deci, în anul 2009, Republica Moldova a fost instalată acceleratorul linear. Acceleratorul linear este aparat de radioterapie externă. În afară de acceleratorul linear, noi, în departamentul radioterapiei, mai avem două aparate de cobalt. Metodologia de tratament la acceleratorul linear care este conformațional diferă de metodologia tratamentului de la aparatul de cobalt. În perioada acumulării materialului primar, deci toate pacientii, practic, cu cancer de col uterin, la acceleratorul linear erau tratate după metodologia aparatului de cobalt. Dar recomandările mondiale spuneau că este altă metodologie. Este o metodologie mai performant care ar da rezultate mai bune. Deci a fost implementată această metodologie,
au fost analizate și prezentate datele. Domnul profesor, eu cam mulțumesc de întrebare. Eu am fost cam gata la așa întrebare, deci am cam pregătit această foaie încă la seminarul științific de profil. Deci, da, eu sunt minte, îmi pare foarte rău. Deci, în protocolul prevențional 142 sunt prezentate date foarte, foarte generale privind tratamentul de an, la cancerul de cutir local avansat, privind la terapie asociată. Deci, a fost specificată doză cisplatină, ceea ce în protocolul clinic 30/40 mg, deci asta este în protocolul clinic. A fost concretizat numărul de administrări de citostatic. În protocolul ăsta nu e clinic național. A fost specificată, domnul profesor, dacă în protocolul chestia asta nu e câte administrări de citostatic trebuie să fie făcute. În protocolul clinițional nu sunt stipulate cazurile când trebuie să fie sistată administrarea cisplatină. A fost argumentat în citate de liberare doze până 50 de lei. În protocolul chestia asta nu e. Deci în protocolul sunt datele aprobate încă din anul 2011. Deci, reșind din implementarea metodologiei moderne a efectuării antropiei externe, deci a fost un pic schimbat și adaptat algoritmul de radiochimioterapie, reșind din capacitatea tehnică a Institutului Oncologic și metodul de planificare și realizare paraterapie. Deci asta e noutate științifică, precizarea dozei, numărul de administrări, da, asta e. Deci a fost implementată metodologia modernă în Institutul Oncologic de realizare paraterapie externă pentru pacienții cu cancer de culturi. Au fost analizate două tipuri de tratament și au prezentat doar. Bine, vedeți, stimați colegi, ca să fie clar de ceea ce întrebă domnul profesor Bolat. Deci, dumneavoastră, aceste metode, aceste metodologii au fost certificate prin certificat de inovator sau creditat? Mulțumesc, domnul profesor, dar sigur, important sunt obținute trei privilegii de inovație, deci la care eu sunt încredat de căutăși căutor privind la implementarea acestui metod de tratament. Deci, ca să fie clar și ceea ce a întrebat domnul profesor Bulat, dumneavoastră ați schimbat protocolul național, l-ați îmbogățit, da, dar l-ați adoptat la realitățile Institutului Oncologic, pentru că el nu avea posibilități tehnice. Asta să înțeleg eu asta. Foarte corect, da, deci, eu înțeleg chestiunea aceasta, dar noutatea științifică trebuie, deci, prezentată prin ce? Prin noi metode de tratament, așa ori nu? Da. Dumneavoastră, dacă ați elaborat aceste metode noi de tratament care erau neconformate la metodologia respectivă care a fost adoptată de Minister, atunci da, ce ați înțeles cu concept? Sau domnul Bunima, dumneavoastră, ca specialist în materia asta? Domnul doctor a implementat o metodă nouă pentru Republica Moldova, la aparataj nou, în condiții noi, pe pacienți noștri autohtoni, o metodă nouă de tratament care este aprobată în Europa, în lume. Deci, dar dumnealui a fost primul care a aplicat metoda dată la pacienții noștri. La pacienți și nu numai a aplicat, dar și i-a analizat, i-a sistematizat. Este prima lucrare de acest gen în radioterapie efectuată în Institutul Oncologic timp de 60 de ani. Da, bine, mulțumim foarte mult. Am fost întrebare de Asta e. Domnul profesor, poate deci, dacă trebuie să mai polemizăm, doar nu mai discutăm problema aceasta, dar vă rog foarte frumos, ca să fie clar, mai sunt întrebări, stimați colegi. Dacă nu sunt întrebări, atunci eu îl rog pe domnul secretar, pe domnul profesor, să dea citirea vizurilor, să vedem ce spun alți experți. Stimați colegi, onorată asistență, în dosarul personal sunt prezentate avizele examinării prealabile ale tezei. Este prezent avizul seminarului unității primare, unde a fost elaborată teza laboratorul
diagnostic management al tumorilor aparatului locomotor, proces verbal din 21 decembrie 2018. Este prezent avizul în cadrul ședinței seminarului științific de profil specializat 321-20 oncologie și radioterapie în cadrul Institutului Oncologic din 7 noiembrie 2019, proces verbal numărul 1. În concluzie, în aceste avize, este constatată că teza elaborată este o lucrare actuală, metodologic corectă, posedă importanță teoretică și practică, concluzii corespund obiectivelor înaintate în cadrul studiului. În decizie se menționează că teza reprezintă lucrare științifică finalizată în formularul de evaluare a tezei de doctor de către seminarul științific de profil a acumulat 74 de puncte. Teza se apreciază ca bună și se recomandă spre susținere la Consiliul Științific Specializat. Această decizie a fost votată unanim. Dacă în urma examinării tezei, în cadrul Comisiei de Experți de Profil a Agenției Naționale de Asigurări în Calitate și în Educație și Cercetare, au fost formulate unele obiecții și sugestii, inclusiv în rezultatul cărora autorul a prezentat răspuns la notă informativă și au fost efectuate modificările sugestive, sugerate, respectiv în teză și autoreferat. La autoreferatul tezei de doctor în științe medicale au parvenit 5 avize semnate. Lista autorilor a fost prezentată anterior. Toate avizele sunt pozitive și confirmă importanța științifică și aplicativă a lucrării prezente. Precum și ridicate rezultatele obținute, menționând în concluzie că lucrarea corespunde în întregime cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, referitor la teza de doctor în științe medicale și autorul merită conferirea gradului științific de doctor în științe medicale. Da, vă mulțumim, profesor, mulțumesc frumos. Deci, stimați colegi, sigur că perfect nimic nu este, noi toți trebuie să învățăm, să facem concluzii. Evident, acum permiteți-mi în conformitate cu regulamentul ca să ofer cuvântul conducătorului științific, domnul profesor Victor Cernat, pentru ca să caracterizeze, eu știu, criteriile de caracter, străduința domnului doctorat. Da. Da, mulțumesc frumos, mult stimate domnule președinte, profesor Măriuță, domnul secretar, profesor Budin, mult stimate domnule președinte, începând domnule profesor Bulat, stimați colegi, mult stimați referenți oficiali, păcat că este așa situația că nu poate fi prezent aici consultantul științific, doamna profesor Craveț, și referent oficial tot din acest centru internațional din Rusia, mulțumesc domnule competitor. De la bun început aș vrea să vă spun că această teză, această lucrare a fost concepută cu mai mulți ani în urmă ca un proiect bilateral între Institutul Oncologic din Chișinău, din Moldova, și Centrul Oncologic Științific Național din Rusia, numele Blohin. A fost și un proiect, un contract bilateral semnat de către academicianul Davidov Mihail Ivanovici, care toți îl cunoașteți, și de către profesorul Cernat, privitor la această cercetare bilaterală a acordării suportului științific și cu condiția că va fi un conducător din Chișinău și un conducător sau un consultant din Moscova. S-a realizat acest proiect, această tendință bună și slavă Domnului că s-a finalizat această teză până astăzi cu, drept că la început am mai fost și niște propuneri, domnul academician Davidov n-a fost de acord la început, fiindcă suna puțin altfel tema. Este la modă, cum noi în Moldova să descriem tezele ca managementul, tratamentul, etc., etc. Și dumnealui a fost categoric împotrivă, a zis că nicio n-am copiat Europa și America. У нас есть свои специи и свои тенденции в радиотерапии. Dar s-a trecut și peste asta. Slavă Domnului că am ajuns astăzi la susținerea acestei tezi.
Pot să vă spun despre competitor că a dat dovadă pe parcurs de multă abnegație, consecutivitate. Uneori nou conducătorul științific trebuia să-l mai impună să facă ceva, dar dumnealui chiar era foarte insistent și uneori chiar el ținea așa torța primul mână în această cercetare. E clar că este îmbucurător faptul că această teză și acest competitor este prima în acest departament, nesocotind această teză a domnului doctor, care totuși a fost cu mai mulți ani în urmă, dar a fost susținută în Moscova, dar aceasta este susținută aici, în Institutul Oncologic, și mai mult ca atât este, domn profesor, pare mi se, prima teză în anul acesta în Institutul Oncologic, susținută de către competitorul a Institutului Oncologic. El, pare mi se, este ultimul care merge după metoda veche. Vedeți, domnul profesor Gudim a elucidat aici și câte școli a absolvit, și școala de drept, și de management sanitar. Adică este un competitor care pe deplin merită acest grad științific și eu să pot că totuși aș dori și aș ruga membrii Consiliului Științific Specializat să voteze pro pentru această teză și pentru onoarea acestei instituții. Vreau să mai zic două cuvinte. Datorită totuși implementării acestor metode de tratament contemporane, acestui accelerator care trebuie dispus aici, datorită și ex-directorului profesorului Sofroni, care a făcut mult pentru a implementa, a aduce acest aparat în institut și a fost posibilă și această cercetare care, într-adevăr, este foarte costisitoare, sunt foarte costisitoare aceste metode. Noi, cu mult război și mult râvnă, am discutat și compania de sigurări toți anii ăștia, ca să ne mărească, să ne mărească costul tratamentului, însă, după posibilitățile țării noastre, acestea sunt costurile și acestea sunt rezultatele. Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc succes! Da, mulțumim domnul profesor, pentru caracteristica doctorandului. Într-adevăr, noi ne dorim să avem un centru mai de radioterapie, radiochirurgie, așa, la Karl-Küstin, sau la Anderson, măcar la Universitatea Koch, măcar cel puțin din Istanbul. Să visăm la lucrul acesta, dar este posibil realizat. Pentru aceasta trebuie să pregătim cadrul, foarte important acum. Conform regulamentului, suntem obligați, da? Trebuie să oferim cuvântul recenzenților. Asta știți, noi avem un recenzent aici, de la noi din țară, deci domnul profesor Rotar și doamna Titova, da? Din Federația Rusă. Gândesc așa, că să oferim cuvântul domnului profesor Rotaru, că e de pe loc, iar după aceea facem legătura prin telefon cu doamna Petrova pentru a-și expune această deciopire față de această lucrare. Dar vreau să vă întreb pe domnul competitor, deci nu fie cu banat, dar noi putem să ne legăm cu doamna Calmet sau este imposibil, da? Dar când am putea noi să ne legăm? Acum? Ar fi bine după ceea ce a vorbit domnul profesor Cernat. Faceți o legătură cu doamna Crăvieț, deci care este consultantul științific a acestei teze de la Centrul Profil din Moscova, care de altfel a fost aici la noi, dar noi am vorbit cu ea, am mai schimbat câteva vorbi și mulțumim pentru ceea ce a făcut profesorul meu. Poftim, dacă este legătura. În primul rând, aș dori să mulțumesc, domnul profesor. Bine, pe urmă, deci mulțumesc că nu e reglementară. Pe urmă, deci n-a să luați cuvânt și să spuneți. Acum, dacă este posibil să vorbim cu noi. Da, și da. Alo! Ольга Александровна, добрый день. Значит, мы сейчас на ученом совете, я представил результаты, и пришло время, вы на громкой связи, пришло время, вам дали слово, председатель комиссии Ион Мириуса, если вы можете сказать, как в качестве консультанта, пару слов вашем докторанте.
Da, domnule Grobi, fiați vă ascultă, da. Zale. Aha, deci chiar și eu am avut o problemă la хорошем уровне, сейчас там справился с фронтальными задачами, и в первую очередь я хотел бы обратить внимание, что представленные нынешние результаты именно контрольного учета России, что, в общем-то, не таких данных ни в Республике Молдова, ни в Российской Федерации тоже нет, поскольку публикаций очень мало. Сейчас клинические результаты с использованием новых технологий практически не проводятся. Таким образом, данная работа, она очень актуально связана с сейчас. Есть дальнейшие планы развития этого направления, внедрения новых технологий в отношении кардиотерапии. И надеюсь, что данное направление будет развиваться в вашем институте и на Республике Молдова. То есть я как руководитель, который будет удовлетворена данной работой и считаю, что это там справился со своей поставленной задачей и достойно своего списка. Но это уже решение очень поставлено. Спасибо вам большое. Секундочку. Ольга Александровна, от имени членов ученого совета здесь от Института онкологии желаем вам счастья, добра и спасибо большое за нашего, так сказать, доктора, чтобы вы были здоровы, передайте всем привет от нас. Будьте здоровы. Спасибо большое, Спасибо вам большое, Ольга Александровна. До связи. O să luați loc. Stimați colegi, așa e. Deci, tehnologiile informaționale ne ajută foarte mult ca să fim prezent aici. Deci, domn profesor, poftim din asta. Bună ziua, stimate domn președinte, stimate domn secretar, președintele NACEC-ului, stimați profesori, stimați colegi, cu deosebit plăcere am să dau citire referinței și sper să nu vă plictisesc. Referința asupra tezei de doctor în științe medicale, doctorandul Orechi Virgiliu, cu tema radioterapia cancerului de col uterin, local avansat în Republica Moldova, rezultate clinice. Teza de doctorat a doctorandului Orechi Virgiliu abordează un subiect important de patologie oncologică, radioterapie cancerului de col uterin local avansat în Republica Moldova, rezultate clinice, la pacientele cu cancer de col uterin stadiul 2B, 3A, 3B, în baza cărora a elaborat un algoritm de conduită de radiochimioterapie pentru pacientele cu această patologie. Acordarea temei studiate este de importanță majoră, unde putem menționa cancerul de col uterin reprezintă o problemă majoră publică la nivel mondial. Indicatorii morbidității în majoritatea statelor lumii și inclusiv în Republica Moldova, cancerul de col uterin rămân printre cele mai frecvente patologii oncologice ale organelor genitale feminine. Cancerul de col uterin, conform Organizația Mondială a Sănătății, anual înregistrează circa 500.000 de cazuri, ceea ce constituie aproximativ 5% din toate maladiile oncologice. Conform cancer registru, pe anul 2016, în Republica Moldova au fost înregistrate 369 de cazuri primari depistate și din ele în stadiul 1 numai 59 de cazuri. Astfel, există o creștere în detectarea cancerului colorectorin primar la femeile tinere, majoritatea adresându-se la asistență medicală specializată deja în stadiul avansat. Stadiul procesului mării este direct proporțional supraviețuirea acestor pacienți. Tendința morbidității fiind în creștere, cauzând o frecvență înaltă de recidivare și metastazare a maladiei după tratamentul specific, ceea ce duce la înrăutățirea calității vieții pacientului și ulterior la decesul lor. Este evident că tratamentul cancerului colouterin local avansat necesită un tratament radioterapeutic, tehnologii modificate și avansate de radioterapie externe și a brahiterapiei.
Doctorandul a implementat noi abordări în tratamentul cancerului colouterin local avansat, folosind metodologie modernă privind realizarea radioterapiei externe conformaționale, concomitent cu administrarea de cisplatină și asocierea de brachiterapie. Tratamentul antitumoral a cancerului colouterin cu radioterapie externă conformațională și a preparatului chimioterapic cisplatin, cu aplicarea ulterioară a brachiterapiei cu sursă de iridiu 192 cu doze mari, sunt posibilități de îmbunătățire a rezultatelor tratamentului, reducerea frecvenței recidivelor și a metastazelor, menținând calitatea vieții satisfăcătoare a pacientelor. Aș putea menționa că tema radioterapie cancer de colouterin local avansat în Republica Moldova, rezultate clinice, este actuală atât în plan științific cât și practic. Scopul este în evaluarea eficacității diferitor metode de tratament al pacienților cu cancer de colouterin local avansat pentru ameliorarea rezultatelor imediat și a celor la distanță prin elaborarea unui algoritm de tratament. Obiectivele propuse la începutul cercetării au fost pe deplin îndeplinite. N-am să le dau citire, ele sunt 4 la număr, au fost deja anunțate. Noutatea științifică a cercetării. Aș spune că în premieră pentru Republica Moldova sunt prezentate rezultatele radioterapiei asociate și ale radiochimioterapiei la pacienți cu cancer de colouterin local avansat, utilizând principiile moderne de planificare a radioterapiei externe, tridimensionale, conformaționale, asociere cu radioterapie intracavitară, folosind sursa curată de doză înaltă de radiație. A fost studiat supraviețuirea generală și fără recidivare în funcție de tratamentul aplicat, incidența și localizarea metastazării, frecvența și severitatea toxicității post-radiatice acute și cele tardive în urma tratamentului radiant. Problema științifică soluționată în domeniu de către autor are importanță științifică și constă în prioritatea radiochimioterapiei pacientilor cu cancer de colouterin local avansat prin utilizarea tehnologiei moderne de radioterapie. Aceasta a permis îmbunătățirea indicatorilor supraviețuirii pacientului pe fond de toxicitate tolerabilă. Semnificația teoretică a lucrării prezintă prin experiență clinică în Republica Moldova privind studierea și implementarea metodelor moderne de tratament pentru aceste categorii de paciente în practica clinică și introducerea în clinică a brachiterapiei tridimensionale sub controlul vizualizării. Valoarea aplicativă a studiului constă în implementarea în practică a principiului modern de radiochimioterapie, utilizând metoda modernă de radioterapie externă pentru cancer de colouterin local avansat. A fost elaborat un algoritm de radiochimioterapie pentru pacientele cu cancer de colouterin local avansat, stadiile care le-am enumerat. Teza de doctorat este bine structurată, este expusă în mod clasic, academic, 125 de pagini și include introducere, 4 capitole, sinteză rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie, rezumată în limba română, engleză și rusă, lista cuvintelor cheie și abrevierile. Materialul iconografic cuprinde 45 de figuri, 35 de tabele. Lucrarea este fundamentată pe 269 de surse bibliografice recente. Rezultatele obținute au fost publicate în aceste lucrări științifice. Deci, capitolul 1. Evoluția metodelor de radioterapie externă, brachiterapie și a radiochimioterapie în cancer de colouterin local avansat. Sunt expus pe 30 de foi și sunt dedicate situației oncologice, dezvoltarea radioterapiei în lume și Republica Moldova, date din literatură medicală. Sursele ale review-ului sunt suficiente cu aspecte polemice a autorului tezei, cu datele de literatură privind metodele radiante utilizate în tratamentul la aceste maladii, precum și tratamentul radiochimioterapeutic. Doctorantul a constatat că cancerul sistemului reproductiv feminin a înregistrat o creștere a morbidității, unde cancerul de colouterin ocupa al doilea loc cu o frecvență de 7,38 la 100.000 femei, cedând în fața cancerului de colouterin. Pe parcurs a 5 ani, cancerul de colouterin a fost cauza deceselor 959 de femei. Implementarea screening-ului cancerului de colouterin
Aceasta este o ușoară descreștere a morbidității în ultimii ani, datorită depistării maladiei în stadii incipiente. Cu toate acestea, cancerul de col uterin este depistat aproximativ 50-50, atât în stadii precoce cât și tardive. Supraviețuire la 5 ani fiind aproximativ sub 60% în ultimii ani. Autorul a studiat realizările științifice în domeniul fizic și atomice pe parcursul ultimului decenii, modernizarea aparatajului utilizat atât la radioterapie externe, cu trecerea la metoda convențională caracterizată prin metode relativ simple de radiere, la metoda conformațională, tridimensională, tehnologii mai moderne ale radioterapiei, conformațională este tehnologia de radiere cu intensitate modulată și radioterapia ghidată de imagine. Metoda radioterapiei cu intensitate modulată se bazează de asemenea pe crearea câmpilor de iradiere folosind colimator multilamelar, care se utilizează atât în regim static de iradiere cât și în cel dinamic. La fel, autorul a studiat realizarea și a brachiterapiei cu trecerea de la metoda postîncărcare simplă la metoda postîncărcare automatizată și a lărgit indicațiile pentru utilizarea radioterapiei, rămânând o problemă actuală în tratamentul cancerului colo-uterin avansat. Practica mondială în timpul aplicării radioterapiei în cancerul colo-uterin au fost utilizați diferiți radiomodificatori, atât fizici cât și chimici. De exemplu, inhibitorii al reparării post-tradiționale a ADN-ului, metronidazolul, oxigenarea hiperbarică, hiperglicemie artificială, hipertermie locală și chimioterapie. Cancerul de col uterin fiind limitat la posibilitatea de utilizare suplimentară a preparatelor chimioterapeutice din cauza eficacității scăzute, s-a decurs pe parcursul anului la căutarea radiomodificatorilor pentru a mări efectul antitumoral optim pentru sporirea efectului radioterapeutic. În anul 1986, autorii au publicat primele date privind utilizarea cisplatinii cu concomitent cu radioterapie, ea fiind administrat săptămânal în doze de 10 mg pe metru pătrat până la 20. Doctorandul a avut posibilitatea de a realiza scopul și obiectivul acestui studiu științific implementând radiochimioterapie pentru obținerea efectului terapeutic cu îmbunătățirea indicilor supraviețuirii a calității vieții pacienților. Capitolul 2. Material și metodă cercetare. Este foarte bine reflectată metodologia cercetării. Materialele incluse în studiu, care de altfel sunt reprezentative, este dovedit faptul că prin aplicarea formulei unde fiecare lot s-a dovedit a fi suficient minim 63 de paciente, cercetarea fiind efectuată pe sub 52 de cazuri, divizate în loturi de cercetare și loturi de control, numărul acesta fiind reprezentativ, posibil de transmis la totalitatea generală. Capitolul conține 24 de foi și este expusă detaliată informația privind aplicarea pe etape radioterapiei la distanță. Este expusă metodologia tratamentului radiant cu un număr impunător de figuri în pregătirea și tratamentul aplicat pacientului cu cancer de col uterin local avansat, unde este descris pe larg prima etapă și a doua etapă de tratament. Sunt prezentate metodele de evaluare a tratamentului, definirea toxicității și metodele biostatistice de calcul a indicatorilor. În acest capitol, autorul a prezentat foarte bine designul cercetării și formula de calcul a șantinolului de studii. Capitolul 3. Rezultatele imediate și cele la distanță de tratamentul cancerului de col uterin local avansat reprezintă rezultatele proprii, fiind unul indispensabil unei cercetări de aventură în planul studiului de doctorat. În acest capitol sunt prezentate datele generale, sociale, demografice pentru cazurile incluse în cercetare, analiza clinică a materialului, studiu, nivelul de răspândire, tipul histologic, precum și datele specifice domeniului, tipul radioterapie aplicată, doza per fracție, doza totală, numărul de administrări, decistotate. Elementul esențial reprezintă evaluarea rezultatelor imediate și la distanță tratamentului pacientelor cu cancer de col uterin local avansat pe loturi. În capitolul dat au fost analizate rezultatele tratamentului la 152 de pacienți cu cancer de col uterin local avansat, care au fost tratate prin radioterapie asociată
Majoritatea fiind în vârstă tânără, cuprinsă între 30 și 41 de ani, constituind 65,7%. În majoritatea cazurilor, în ambele loturi a fost constatat carcinom keratinizat 70,46%, urmat de carcinom necheratinizat 37,5% și carcinom slab diferențial 16,4%. Conform rezultatelor, în lotul 1 s-a obținut repres clinic total din focar primar și spațiile parametrale în 100% cazuri, în comparație cu lotul de control, în care a fost înregistrat regres clinic total al tumorii din focarul primar în 72 de cazuri și cazuri și în 69 de cazuri regres total al infiltrațiilor din spațiile parametrale. Analizând rezultatele tratamentului, doctoranul a constatat că supraviețuirea fără recidivare a fost mai înaltă în grupa cu aplicare a chimioterapiei, așa față de grupa care a primit radioterapie pentru stadiul 2D și pentru stadiul 3D, iarăși din nou cu cifre impunătoare care în comparație de lotul de control. Tendința de supraviețuire fără recidivare mai înaltă se datorează faptul administrării preparatului citotatic pe parcursul radioterapiei externe. Doctoranul a analizat și determinarea metastazării maladiei a demonstrat semnificativ indici mai scăzuți în lotul 1, în număr de 13 pacienți, în comparație cu lotul de control, 25 cazuri. Metastazarea maladiei s-a înregistrat în ganglion limfatic paraortal la 4 pacienți, în ganglion limfatic al pielisului la 3, în coloană vertebrală 3, în plămâni 2 și așa mai departe, au fost prezentate toate aici, în slide. Diagnosticarea simultană a recidivului și metastază a fost înregistrată în 4 cazuri în lotul 1 și în comparație cu 6 în lotul 2. Timpul de supraviețuire generală și fără recidivare, apariția metastază și localizarea lor au fost indicatorii principali care adaugă indiscutabil în plus valori materialului care a servit ca bază de teză de doctorat. Capitolul 4 este dedicat toxicității postradice acute și cele tardive. Capitolul conține 10 voi și este expusă detaliată informație privind apariția reacțiilor precoce și tardive din partea organelor de risc în urma aplicării radiochimioterapiei. Faptul că autorul a mers prin identificarea toxicității acute și tardive din partea organelor de risc conform clasificării grupului oncologic al radioterapeuților arată capacitatea analitică și dorința de a prezenta rezultate comparabile și acceptate pe plan internațional materialul prelucrat în cadrul Institutului Oncologic de Republica Moldova. Sinteza rezultatelor obținute încheie convingător lucrarea, asigurându-i consistență și valoare științifică. Concluzii tezei sunt formulate corect și reies logic din rezultatele studiului și corespund cu scopul și obiective formulate, astfel permit identificarea unor date corecte la nivel teoretic și realizabile la nivel practic. Recomandările vin ca un supliment de bază față de care teza de doctorat nu poate fi numit drept finalizat. Recomandările practice sunt stabilite corect și au o valoare științifică și practică în domeniul oncologiei la bolnavi cu cancer de col uterin local avansat, deoarece tratamentul radioterapic și chimioterapic asociat aduce la rezultate mai bune în tratamentul unei mai frecvente forme de cancer la organe genitale. Doctorandul, în baza rezultatelor cercetării, a elaborat un algoritm de radiochimioterapie pentru pacientele de cancer colutirin local avansat, care a fost discutat la ședința Consiliului Calității din 2019 și înaintat spre introducerea programului clinic național 140. Bibliografia este constituită din 269 de surse actuale, recente din țară și de peste hotare. Autoreferatul corespunde conținutul și rezultatelor de bază ale tezei, este structurat corect și bine elaborat. Fragmentele cercetării au fost comunicate la 9 congrese naționale și internaționale oncologice și 15 publicate în reviste de specialitate. Menționez că scopul pus în fața cercetătorului și obiectivele sunt îndeplinite. Doctorandul și-a preconizat obiectivele principale 4 la număr și rezultatul analizei materialului obținut prin examinarea clinică imagistică a 152 de pacienți a prezentat acele particularități în aspect de tratament a cancerului de col uterin local avansat. Vreau să menționez că la moment sunt
la două referințe. Prima a fost în decembrie 2018 la departamentul ăla de terapie și să mă apară că tare am laudat doctorandul. La momentul dat atunci au fost foarte multe obiecții, întrebări, cu briu le-am trecut pe toate, încă au mai fost adăugat încă un capitol, foarte bine, bravo, așa că la teza dată, de fapt, așa, aș menționa. În concluzie, teza domnului Urechi Vergiliu, radioterapia cancerului de colouterin, local avansat în Republica Moldova, rezultate clinice, reprezintă o cercetare științifică valoroasă, concluziile și argumentele științifice ale acestea reprezentând un aport important în soluționarea problemei actuale în tratamentul cancerului colouterin local avansat. Rezultatele lucrării au aplicabilitate în departamentul radioterapiei. Toate cele enunțate mai sus îmi permit să afirm că teza domnului Urechi Vergiliu corespunde pe deplin tuturor exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova pentru a obține gradul științific de doctor în științe medicale. Nu am decât cuvinte de laudă pentru lucrarea analizată și felice din toată inima doctorandul, fondatorul științific profesorul Dr. Cernat, consultantul științific doctor habilitat Praveț Ove și vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim, domnul profesor, pentru analiza aceasta minuțioasă. Se propune ca să ascultăm și recenzentul de prin Moscova, după aceea dumneavoastră trebuie să răspunde la fiecare. Bine, faceți legătură, vă rog. Doamna doctor Titova Piera, Centrul Oncologic din Moscova. Da. Da, e slușam. Добрый день, Вера Алексеевна. Добрый день, здравствуйте. Мы уже представили данные, работу представили. Первые оппоненты Ротар Пудер уже представил свою рецензию, и председатель ученого совета Ион Мирюца просит вас представить вашу рецензию или сказать пару слов о работе, которую вы уже видели и читали. Хорошо, спасибо большое. Мы на громкой связи с вами. Добрый день. Да, на громкой связи, да, добрый день. На громкой связи? Да. Ну, прежде всего, я хочу принести глубокую благодарность ученому совету за возможность выступления в ученом совете. Это для меня очень большая честь, так как и для нашего центра. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что работа Урехи Вергилия Алексеевича производит очень хорошее впечатление со всех позиций. Во-первых, это первый опыт Республики Молдова по применению новейших инновационных способов лечения злокачественных опухолей шейки матки. Чтобы подчеркнуть актуальность проблемы, я хочу сказать о том, что рак шейки матки – это сегодня не только проблема Республики Молдова, это проблема России, это проблема всего мирового сообщества онкологов. Что важно в диссертации доктора Урехи? Первое – то, что обращает на себя внимание о положении контингентов больных раков шейки матки, и во-вторых, наличие распространенных форм опухоли. Это подчеркивает ту технологию, которая применена была соискателем при проведении данной работы. Тема, безусловно, актуальна, тема перспективна, и тема содержит в себе еще большое перспективное научное продвижение. Это касается, во-первых, вопросов ранней диагностики и лечения рака шейки матки. Во-вторых, это касается вопросов оптимизации самой лучевой терапии, разнообразные способы внедрения химиотерапии в практику лечения злокачественных опухолей шейки матки. Что нового для Республики Молдова – это присоединение к современным программам комплексного лечения опухолей шейки матки. Это очень важно, что эта работа стоит на уровне современных международных.
гамма терапевтического воздействия и воздействия с помощью ускорительной техники. Мне понравилась ситуация о том, что энергично и легко была внедрена позиция высокомощностной лучевой терапии, брахитерапии. Именно источник лукеидия 192-го, что позволяет проводить нам сравнительные позиции по прежним методам лечения и по применению вот инновационных технологий, которые используются сейчас в рамках новых стандартов в онкологическом учреждении Республики Молдова. Материал достаточен, материал хорошо структурирован, материал отвечает на все практические вопросы онкогинекологов и радиотерапевтов. Потому что на основе этой диссертационной работы мы можем с вами проследить эволюцию методов лечения и понять, какие перспективные направления далее следует изучать. Мне хотелось бы сказать, что у меня нет глобальных замечаний по поводу этой работы, за исключением тех позиций, что мы отказываемся сегодня от воды анализа дозных распределений, и мы отказываемся от рентгенвизуализации с помощью эндостатических устройств. Это касается только определения правильности размещения эндостатических устройств в области первичной опухоли. Это очень важно, потому что брахитерапии предшествуют довольно значительные дозы суммарные с использованием правоустроительной техники, что немножко меняет ситуацию по сравнению с гамотерапией. Мне кажется, что эта работа соответствует всем сегодняшним требованиям, и поэтому прежде всего я скажу, что работа Курейки Гаджиля Алексеевича «Лучевая терапия места распространенного рака шейки матки в Республике Молдова. Клинические результаты» имеет существенное значение для лучевой терапии и онкологии и отвечает всем критериям, предъявляемым диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 321-20 «Онкология и лучевая терапия», а сам автор заслуживает присуждение искомой степени. Эта работа не завершает, так сказать, дальнейших научных направлений в вашем онкологическом центре, потому что следующими этапами должны идти, безусловно, вопросы, касающиеся ранней диагностики опухоли шейки матки. Вопрос, который сейчас в мировой практике широко обсуждается, в том числе и у нас в России, это вирус папилломовирусной инфекции рак шейки матки. Здесь открываются новые, очень интересные направления, которые касаются тех обстоятельств, что в одних случаях можно персонифицировать лечение ограниченного только лучевой терапии, а есть ситуации, когда надо неизбежно применять все другие способы, включая химиотерапию и другие варианты радиомодификации и так далее. Поэтому я считаю, что в перспективе данной диссертационной работы может явиться хорошим основанием для создания монографического исследования, в котором авторы проведут на основе своего собственного республиканского опыта сопутствующий анализ прежних методик лечения, которые включали гамма-терапию, и новые технологии, касающиеся брахитерапии ХДР, дистанционную комфортную лучевую терапию с помощью ускорительной техники, потому что технология сегодняшняя, представленная в диссертации Курейки Вирджилия Алексеевича, она характеризует совершенно новый этап в онкологии и для Республики Молдова, и для всего мирового сообщества. Я считаю, что мне нужно высказать абсолютно положительное мнение об этой работе и понадеяться на то, что авторы в масштабах Института онкологии Республики Молдова смогут еще ответить на вопросы, которые сейчас ставятся широко в мировой онкологической общественности. Еще раз благодарю председателя ученого совета, членов ученого совета и всех коллег за возможность выступить в рамках данной диссертационной работы. Спасибо. Глубоко уважаемая Вера Алексеевна, от имени всех членов ученого совета, значит, большое вам спасибо и сердечный, пламенный, так сказать, профессиональный привет.
Значит, мы очень рады, что вы имели возможность сегодня выступить на ученом совете. И большое вам спасибо за вклад, так сказать, в развитие онкологической службы Республики Молдова и в частности радиотерапии. У нас очень много проблем в этом отношении, и спасибо онкологическому научному центру, вам лично, всем тем, которые помогают нам в этом направлении. Будьте здоровы! Спасибо большое! Наилучшие пожелания! Спасибо большое, Вера Алексеевна, за проделанную работу и за положительную рецензию. Спасибо большое! Хорошо! Всего доброго! Спасибо вам большое! До свидания! Успехов! Спасибо! До свидания! Acum am văzut în conformitate cu regulamentul, noi astăzi trebuie să dați lămurire de fiecare recenziat toată în parte. Succint, cum vedeți care este problema? Mulțumesc, domnule președinte. Pot să cer de la conducătorul și consultantul? Sau nu, la recenziență. La recenziență. Domnul profesor Rotaru, spuneți, și doamnei Etoa. Domnule profesor Rotaru, eu aș dori să vă mulțumesc dublu. Pentru că de două ori ați fost recenziat la etapa de, la prima etapă, la etapa de laborator, care ați venit cu recenzie amplă și cu propuneri pentru modificări și detalii unor momente în viață, care noi apoi am analizat-o, am studiat-o împreună cu conducător și consultant științific, am încercat să facem corectări toate lecțiile făcute din voastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, timpul care dumneavoastră l-ați cheltuiți să vă faceți cunoștință cu cheza și cu autoreferatul aici al nostru și vă mulțumesc foarte mult pentru orice zi pozitivă. Mulțumesc! Și mulțumesc mult și doamnei Vera Alexeevna, deci doamna este academician și este specialistul principal în radioterapie în Ministerul Sănătății din Federația Rusă. Noi deja ne-am întâlnit cu mine și am discutat cu ei și mulțumesc foarte mult pentru desenii de timp acordat, pentru studierea autoreferatului și pentru orice zi pozitivă. Da, absolut. Mă scolegi, în conformitate cu cerințele regulamentului, deci etapa noastră urmează ca să luăm cuvântul cei care sunt în prezență, care sunt online prezență, deci să vă expuneți asupra rezultatului cercetării domnului dr. Orit Gărgin. Cine dorește în sală să iei cuvântul? A doilea etapă este, trebuie să iei fiecare membru al Consiliului Științei să ia cuvântul, dar urmează cine din sală să iei cuvântul? Colegii noastre medici. Cercetători? Nu dorește nimeni? Dacă nu dorește nimeni, atunci trebuie să procedem, deci ca membrii Consiliului Științific să-și expună părerea lor și vă rog frumos doamna profesoară, doamna Bogdanske, deci să poată, da? Deci vă rog aici, da? Doamna, vă rog. Уважаемый председатель, уважаемый председатель, уважаемый член ученого совета и все присутствующие, диссертационные работы «Держили у реки. Лучевая терапия местно распространенного рака шейки матки в Республике Молдова. Клинические результаты являются несомненно актуальны и интересны. Как известно, рак шейки матки относится к часто встречающимся онкогинекологическим заболеваниям, и в том числе и в Молдове. При этом в настоящее время отмечается увеличение частоты возникновения этих опухолей у молодых женщин, что требует разработки новых методов лечения данной патологии. Установление в Департаменте лучевой терапии Института онкологии Республики Молдова современной аппаратуры позволило диссертанту внедрить в клиническую практику новые технологические возможности и применить современные методы лучевой терапии у пациенток с распространенным раком шейки матки. В работе использовалась как дистанционная, так и внутриполостная лучевая терапия.
Авторам также была выделена группа больных, у которых наряду с сочетанной лучевой терапией проводилась химиотерапия. При этом в обоих группах оценивались непосредственные и отдаленные результаты лечения. Сроки выживания, сроки возникновения рецидивов и метастазов, и их локализация, а также гистологические структуры опухолей. Таким образом, проведена большая работа с анализом показателей общей выживаемости. На основании полученных данных Урек и Вирджилио доказал, что химиолучевая терапия местно распространенного рака шейки матки статистически достоверно увеличивает продолжительность жизни пациентов по сравнению с просто с лучевой терапией. Токсичность в группе больных с химиолучевой терапией была оптимальной, умеренной. Диссертантам разработано большое количество практических рекомендаций, в том числе алгоритм химиолучевого лечения пациенток с местно распространенным раком шейки матки. Таким образом, диссертационная работа, представленная Уреки и Вирджилио, отвечает всем требованиям, предъявляемым докторским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему степени доктора инштиница медицины. Благодарю за внимание. Deci, domnul doctor științei medicale, domnul Zabonov. Многоуважаемый председатель, член ученого совета, коллеги, гости. Диссертация Уреки Вирджилио «Лучевая терапия местно распространенного рака шейки матки в Республике Молдова. Клинические результаты» посвящена теме, актуальность и важность которой не вызывает никаких сомнений. Рак шейки матки занимает ведущее место в структуре женской онкологической заболеваемости и смерти. Несмотря на то, что рак шейки матки относится к визуальным локализациям, остается достаточно высокий удельный вес больных с 3-4 стадии. Хирургическое лечение является основным на ранних стадиях заболевания 1А, 1Б, в то время как лучевая терапия широко используется при лечении местно распространенного рака шейки матки стадии 1Б2, 4А. Этот метод за последние десятилетия претерпел значительную эволюцию. Однако, несмотря на достигнутые успехи и внедрение новых программ лучевого лечения, отдаленные результаты сочетанной лучевой терапии местно распространенного рака шейки матки сохраняются в пределах постоянных цифр. Так, пятилетняя выживаемость при использовании лучевой терапии достигает 65% в среднем и варьирует от 15 до 80% в зависимости от распространения опухолевого процесса. Прогрессирование процесса в области малого таза является наиболее частой причиной смерти больных распространенным раком шейки матки. Хотя проведение лучевой терапии с использованием повышенных доз облучения ведет к уменьшению частоты местного прогрессирования, лучевое повреждение тканей и органов малого таза лимитирует возможности дальнейшего увеличения дозы. Кроме того, лучевая терапия недостаточно эффективно контролирует метастазы в параоральные забрюшинные лимфатические узлы, который наблюдается у 30% больных с местно распространенным процессом и не влияет на отдаленные метастазы. В настоящее время цисплатин является стандартом лечения метастатического рака шейки матки с частотой ответа 20-30% и общей выживаемостью 6-7 месяцев. По результатам ряда рандомизированных исследований, проведенных в 2000-х годах, химиолучевая терапия с цисплатином привела к снижению риска смерти от данного заболевания. В данной работе соискатель впервые обобщил и представил результаты лечения 152 больных с местно распространенным раком шейки матки, которые получали лечение в условиях Института онкологии Молдовы в период с 2012 по 2015 год. Автор показал преимущество химиолучевой терапии с ежедневным введением цисплатина в дозе 40 мг на метр квадратный по сравнению только с лучевой терапией. Так, в частности, частота отдаленных метастазов среди больных группы химиолучевого лечения составила 17% против 32% в группе сочетанной лучевой терапии. Показатели трехлетней безрецидивной выживаемости группы химиолучевой терапии также были лучше и составили, соответственно, 75% и 56%.
оценивает токсичность. Токсичность в целом в обеих группах была достаточно умеренной, большинство она была первой, второй степени. При этом автор отмечает некоторое увеличение миелотоксичности, в частности лейкопении и анемии, в группе химиолучевого лечения, но в принципе это понятно, это последствия проведения лечения с цисплатином. Все эти явления носили в принципе обратимый характер и не препятствовали продолжению лечения. Полученные соискателем результаты позволяют расценивать химиолучевую терапию как более эффективный метод лечения местно распространенного рака шейки матки с умеренной токсичностью. В этом контексте нельзя не отметить удачную разработку алгоритма химиолучевого лечения местно распространенного рака шейки матки, позволяющего оптимизировать и стандартизировать процесс лечения этой прогностически неблагоприятной группы больных. Таким образом, диссертацию Реки Вирджилио на тему лучевая терапия местно распространенного рака шейки матки в Республике Молдова клинические результаты является законченным исследованием в рамках поставленной задачи в соответствии всем требованиям АНАЧЕК, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора медицины. А сам автор заслужит присвоение степени доктора медицины. Благодарю. Да, Domnul profesor Budima, ca membru Consiliului Științific. Stimați colegi, onorată asistență, cancerul de col uterin este problemă socială nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga Europa. România și Republica Moldova ocupă locul întâi în Europa după incidența de cancer de col uterin. Asta este o rușine a națiunii. Asta vorbește despre cultura sanitară, asta vorbește despre cultura sexuală, asta vorbește despre asistența medicală în țară, în țară mare, în țară mică, în care vreau. Deci, metodele de profilaxie se cunosc, metodele de diagnostic se cunosc, metodele de tratament sunt. Din 100 de pacienți luat la evidență noi, deci doar 10% pot fi operați. 90% din pacienți sunt nevoiți parcurgă un tratament agresiv, cum ar fi radio-chimioterapie. Anual în Republica Moldova luăm în evidență aproximativ da, 500 de pacienți noi cu cancer de col uterin. Deci din trânsele 450-460 ne miresc în secție de brachioterapie sau radioginecologie, cum am spus noi. Domnul doctor s-a folosit din moment, a fost norocul lui, când a venit în institut, a apărut aparatajul, a apărut în lume metode mai contemporane de tratament și aportul lui, noutatea lui, ambiția lui a fost de a implementa metode noi de planificare a tratamentului, de aplicare, a conjugare a două metode de sinistător, cum ar fi chimio și radioterapie. El, de pacienții noștri, da, el așa în lucrare și spune, nu în Europa, nu în lume, nu pervâie în mire și în MNIO, da, Moldavski Naucin Institut Oncologie, dar în Republica Moldova a realizat, a analizat, a structurat și a implementat metoda contemporană de tratament. În rezultatul analizii, deci este un lucru științific, a pus scop, a pus țel, a făcut analiza lucrurilor efectuate, analiza pacienților, a implementat metodă nouă, contemporană, în rezultatul acesta, a primit rezultatele care o să le implice în practica zi de zi a instituției noastre, de care se folosește toată țara. Asta este noutatea științifică a lucrării. Dar putem să discutăm în Anglia, în America, în Israel, în Germania, cred că 10 ani în urmă s-a implementat. Dar nu este vina lui că s-a născut în Republica Moldova și aparatarul a venit abia 3-4 ani în urmă. Datorită dumnealui o să fie alții discipuli dumnealui care o să îi învețe cum se tratează, cum se manipulează cu metodele este noi, cu aparatarul nou. Să sperăm că o să mai avem aparataj mai bun, o să avem rezultate mai bune și așa mai departe. Eu sunt cu lucrarea e făcută bine,
este rezultatul lucrului unui colectiv, nici nu vă închipuiți cât de mare. Eu de acum am aproape 40 de ani aici activat și țin minte pe cei care au fost la baza secției de radioterapie, da? Doamna Ciulașovă, doamna Iahântovă, doamna Mănăstirile și mulți, mulți alții, care acum, dar, care sunt, care sunt pensionat, care au plecat. Dar domnul Virgil Ureche este primul care a sistematizat munca lor. El este discipulul lor. El l-au învățat. Și în rezultatul acesta s-a primit atașul lucrare frumoasă. Eu vreau succes și îl susțin și cred că lucrarea lui merită, deci, și dumneavoastră merită titlul de doctor în științe medicale. Mult succes! Stimați membri ai Consiliului Științific, stimați colegi, dragă regiun, domn profesor, celălalt conducător. Deci, astăzi asistăm la o zi foarte importantă, mai am spus la început, dar și asistăm la un raport a unui lucru științific din mai mulți ani, care vizează sănătatea femeilor, sănătatea mamilor noastre, iubitilor noastre. Din anii 90, cancerul de col uterin era cea mai mare problemă a oncologiei naționale. Dar și astăzi, după atâția ani, ea este o problemă clinică, o problemă socială, cum a spus domnul profesor aici, Dima, care ne pune foarte mult probleme. Avem tehnologii de diagnostic? Răspuns da. Avem colposcopie, avem citologie de col, avem tot, absolut. Avem screening citologic. Screening citologic. L-au luat în altă parte la Institutul Oncologic, l-au dus de aici. Dar depistarea precoce lasă de venit. Depistarea tardivă în stadii de 3 și 4, da, aici au spus 50-50, dar sunt cazuri în unii ani, cât de mai mult. De aceea, anumit cancer de col uterin, deci e local avansat, cu afectarea vezicii urinare, cu afectarea rectului, ureterului, organelor respective din bazinul mic. E o problemă extraordinară. Cum se tratează? Și iată, rezultatele, actualitatea acestei probleme este numai prin morbiditate, dar și prin mortalitate, prin complicații, și chiar complicații post-terapeutice, a tratamentului complex și combinat. Ce a făcut domnul Ureche? El a căutat alte metode asociate, trag atenție, metoda asociată a fost radioterapia intracavitară și a externă, așa ori nu, asociat. Și după aceea, metodele de care a vorbit aici domnul profesor Rotaru, că le-a combinat cu chimioterapia. S-a primit o metodă complexă de tratament a acestor bolnavi cu cancer de col uterin local avansat, care dumnealui le-a privetat. Și aceasta este o noutate științifică. După ce s-a întâmplat lucrul acesta din punct de vedere a certificării și brevetării, dânsul a prezentat la comisiile respective de expertiză aici, de calitate, cum se numesc acum, acest algoritm de tratament a acestor grupuri de pacienți cu cancer de col uterin local avansat, fiindcă el, ca șef de secție, ca medic, practician, el căuta alte metode noi de tratament, care ar minimaliza problemele legate atât de răspândirea acestui tumor, cât și de recidive, cât și de supraviețuire. El aceasta a căutat și aceasta a găsit. În afară de aceasta trebuie foarte bine determinat doza de radiație, câmpurile de radiație, interferența lor. Noi nu suntem aici specialiști în radioterapie, ca să e fizica extraordinară, biologică. Trebuie învățat foarte mult în domeniul acesta. Deci a combinat atâta clinica, deci oncologică, ginecologică, cu radioterapia.
cu radiobiologie, dacă vreți. De aceea, el a încercat să facă mai mult. Eu gândesc și sper că el a să facă mai mult. Aceasta este prima lucrare științifică noastră. Fă părere de rău, în domeniul radioterapiei. A fost, deci, o încercare, dacă țineți minte dumneavoastră, deci în radioterapia, glandii mamare, și practic era gata și n-am dus-o noi institutul până la capăt. A mai fost unele încercări de combinații, ceea ce a făcut domnul de profesor Budima, foarte complicat de altfel, metode de tratament, cu hiperglicemie, etc., chimioterapie intravenoasă, foarte regionale, foarte complicat. Deci, noi aici căutăm metode noi și am găsit. Și eu gândesc că stimați colegi, că este un succes acum că noi am fost recunoscuți la Moscova de către cei mai mari radioginecologi din Moscova, la centrul Blochin, că în Institutul Oncologic din Moldova s-a început cercetările în domeniul radioginecologiei și deci băiatul acesta tânăr, deci domnul Virgil, care este viitorul nostru în radioterapie. Noi am avut specialiști, domnul Ivanov, care a fost, și alții care au plecat, dar noi trebuie să dezvoltăm aici radioterapia și radiochirurgia. Eu vreau să avem Gamma Knife aici. Va veni timp, poate nu avea, dar când va fi lucrul acesta, nu se știe. Deci eu gândesc că noutatea științifică aceste lucrări este și domnul Ureche merită titlul de doctor în științe medicale și vreau să îl felicit aici pe dumnealui, felicit familia dumnealui, toți suntem doctori aici, frațelui, mămicălui, toți apropiați care au lucrat aici la noi în institut, pe domnul profesor Cernat, toți noi aici, din secțiile respective, din departamentul respectiv și numai un singur lucru, că ai foarte mult de lucru mai departe. Și asta este un popas în timp a unei realizări științifice, practice, dar mai departe avem foarte mult făcut să facem pentru țară și spunem, într-adevăr, cum a spus domnul profesor, aici screening-ul se lucrează, dar nu prea lucrează. Nu înțeleg ce se întâmplă lucrul acesta, că noi vrem mai multe rezultate de starea precoce, dar nu prea este. Deci e succes. Da. Acum, stimați colegi, dacă procedem mai departe la regulamentul nostru, și dacă s-a încheiat lucrul, deci expunerea, atunci domnul Gudima, ca secretar în cazul acesta, de acum se prezinte deci, proiectul de hotărâri. Da. Vă rog. Domnule președinte, stimați membri cu cele științe, numărată asistență, s-a discutat, eu cred că deschis, mult, mare, deci cine mai vrea, cum vă credeți, este nevoie să citesc toată decizia? Mai mult. Sau numai partea concluzională. Da? Concluzia. Concluzia Consiliului Științific Specializat de 321-20-29 în cadrul Institutului Oncologiei din Republica Moldova. Teza domnului Ureche Virgil cu tema radioterapie cancer de colouterin local avansat în Republica Moldova, rezultate clinice, după conținutul celor relatate, actualitatea problemei abordate, nivelul științific și metodologic, volumul materialului analizat, noutatea științifică, concluziile și recomandările practice formulate corespund cerințelor ANICEC, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, cu privire la conferirea gradului științific de doctor în științe medicale. Consiliul Științific Specializat de 321-20-29 din cadrul Institutului Oncologic de Republica Moldova, în conformitate cu actul normativ a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, decide de a conferi domnului Ureche Virgil gradul științific de doctor în științe medicale la specialitatea 321.20 Oncologie și Radioterapie. A solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat 321.20-29 din cadrul Institutului Oncologic din Republica Moldova de a conferi domnului Ureche Virgil gradul științific de doctor în științe medicale la specialitatea 321.20 Oncologie, Radioterapie și a eliberat diploma respectivă. Președinte și secretarul științific.
Da, mulțumim. Deci, vedeți că noi nu avem posibilitatea aici să ne retragem, dar eu mă rog, dar nu vă supărați dumneavoastră, domnul Rechi, deci că duceți acolo pe ușă, noi rămânem aici să votăm. Noi votăm nominal. Aduc la cunoștință procesul verbal privind rezultatele votării membrului Consiliului Științific Specializat, deci de 321-20-29 Oncologie și Radioterapie din cadrul Institutului Oncologic din Republica Moldova, 20 octombrie 2020. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe medicale, domnului Urechi Virgiliu, în baza susținerii publicii a tezei de doctor în științe medicale la temă radioterapie cancerului de col uterin avansat în Republica Moldova, rezultate clinice. Au fost prezenți 4 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-au votat 4 pro contra 0. Secretarul Științific, președinte. Vă felicităm, vă dorim sănătate, prosperitate și numai realizări frumoase. Acum vreau să vă mulțumesc la toți care sunteți prezenți aici și cei care ne-au văzut la sticlă pentru o mare abilitate să ne asculte, poate am făcut și unele greșeli. Dacă aveți ceva scris, prezentați. Mulțumesc foarte mult domnul președinte, profesorul Andrei Chiciuc, pentru prezență. Și eu știu, monitorizare, pe urmă de-a dumnealui ne spune, din punct de vedere expertiză, ce greșeli poate mai făcut, dar facem lucrul acesta pentru pregătirea cadrelor naționale, pentru viitorii medici de performanță din Republica Moldova și pentru ca să ridicăm capacitatea de sănătate acestui popor. Mulțumim, sănătate! Ședința este închisă. Da. Mulțumesc, președinte, la Consiliul Științific Specializat, domnule profesor Ion Miruță, mulțumesc, domnule secretar, la Consiliul domnul profesor Ion Alexandru, Губакова Раня Нина Ивановна, Богданская, профессор, Забонов Александр, доктор Штинса Медикали. И спасибо большое за... Мусумесу Мос Петру Тимпу, аккурат Думи-Вастры, Петру Гредия, Ши Сусынер Думи-Вастры, Петру Визу Позитив, есть его после Бабари, astăzi. Mulțumesc frumos domnului președinte Panacet, domnului Chiciuc, pentru o onorată prezență. Deci, vreau să, dacă îmi permiteți două minute, deci să vă cuvinte de mulțumire la toate persoane care au fost implicate, deci în acei că am ajuns până ziua de astăzi, stau în față de voastră și prezint rezultatele la cercetare și care m-au ajutat și au fost în lumini, deci în primul rând vreau să mulțumesc familiei mele, care mereu au fost pregătări. Deci vreau să mulțumesc reprezentatului academician domnul Cusmianu Владимир, care tot mereu mi-a fost făcut și mi-a dat de ajutor la cercetare. Domnul profesor Cernat, care cândva mi-a dat posibilitatea să înțeleg ce înseamnă oncologie, apoi mi-a dat posibilitatea să înțeleg ce înseamnă radioterapie și așa un domeniu interesant ca radiogenicologie, care, sincer vă spun, de la început era un pic mai complicat să înțeleg, dar m-am aprofundat, am început să învăț, m-am aprofundat în acest domeniu și mi-a părut și pe oricum îmi pare un domeniu foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți conducătorul Chiezăș parcursul toți anii aceștia m-a zghidat și mi-a arătat cum trebuie să fie scrisă și v-a dat o chiară frumoasă. Vreau să mulțumesc doamnei Olmira Mastrăgin, deci șeful de secție, care mi-a pus baza în înțelegerea terapiei și a fost o persoană care m-a ajutat să mă formez ca radioterapeut. Deci mulțumesc doamnei Olga Kravets, deci consultatul științific din Moscova, care m-a ajutat să mă aprofundez mai tare în această profesie și de semnă, deci m-a ghidat în elaborarea tezei. Deci, o mare mulțumesc medicilor secției de radioterapie, deci până cum se numește, când am venit primii ani, fiecare să venim cu întrebări și mi-a spus că eu vin și trag fructe de pe copac, deci adun informații ca să înțeleg această profesie. Deci, domnul Gervas Vadim,
mulțumesc, care mi-a răspuns la întrebările privind în legătură cu cancerul gestațional. Doamne profesor Spinelorisa, care m-a ghidat în biostatistică, deci și m-a ajutat cu analiza datelor obținute. Administrația Institutului Oncologic pentru fortificarea serviciilor radioterapie, care în principiu este unul de bază în oncologie și fără care nu poate fi oncologie fără radioterapie. Și mulțumesc membrilor ANACEC, care în timp de pandemie, deci mi-a venit în webinar și mi-a permis totuși să lăsăm ziua de 20 octombrie pe susținere cu exercitarea funcției de președinte cu domnul profesor Mărioță.